Cu cine vorbești, mă, nu, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. Deriglați. Genul programului. Prejal. Ce dracu? Cine a cumpărat rinocer? Ia, dă-i cu cornul. Ai, măi, ești prost că mi-ai dat cu cornul. Am vrut să văd dacă mușcă. Să vezi dacă mușcă? Mușcă! Mușca țețe? Hai, că ești mai proastă ca Alexandra. Cătălin, ne-aș de simțit. Hai, fă dracu, ta și șterge acolo parchetul. Bă, dar ce e Alexandra pentru tine? Un fel de servitoare? Mamă, poți să intri și tu normal în camera asta odată în viață? Că o sperii dracu pe asta, o bagi în sperieți. Am crezut că e cu tremur. Bă, dar voi chiar stați toată ziua degeaba, nu faceți nimic, vă uitați unul la altul ca proștii. Mai sunteți și urâți. Păi și ce vrei să facem? Îți bucurăm viața, că suntem copiii tăi. Fericite eram acum 20 de ani. Adică când m-ai cunoscut pe mine? Când l-ai scăpat pe Cătălin în cap la spital. Am fost scăpat în cap, băi, ia stați așa un pic. Ce zici, că doar odată? Nu despre asta am venit să vorbim. Ați terminat și voi o școală, voi nu vă angajați, nu lucrați nimic, tu ce lucri? Eu aici la patron angajat. Nu le fur, nu le dau în cap. Na. Și câștigi bine? 2 milioane, 3 milioane, 4 milioane. 5 milioane. Prietenă ai? Da, tot aici la patron angajat. E frumoasă? Da, da. Băiat, gras, tot aici la patron angajat. Cum o cheamă? Lali. Cum? Lali. Uite-te și tu la ei, unde dracu să se angajeze ăștia? Hai mă, termină cu prăjala asta, cia! Până mă întorc de seară, vreau să vă căutați de lucru. M-ați înțeles? Că nu mai pot să vă întrețin, gata? Arrivederci. Adică cum să ne întreții? Eu sunt o femeie independentă. Ei, ați făcut-o groasă. Eu nu mă bag. Aoleu, păi și ce dracu facem, Florina, că trebuie să ne angajăm? Ne dă asta afară din casă. Bă, nu știu, dar eu mor de cald, nu mai pot, m-am încins toată. Stai așa că te sting eu. Te simți mai bine? Bă, ești nebun, mi-ai salvat viața, simțeam că sunt în flăcări. Hai, lasă. Bă, nu fi fraier, ascultă aici la mine că tu ai putea să fii pompier. Bă, ce idee bună! Și tu ai putea să fii de-aia... salvamontistă de-aia, cum dracu zice. Paramedic? Da, paramedic de-asta. Hai să mergem să ne pregătim. Bă, o să fiu pompier! O să fii pe dracu să te ia. Nu, că ai intrat peste ei în cameră și le-a spus că nu vă mai întrețin, gata? Ce rușine! Așa le-a spus, așa le-a spus. Tare mie că-i dă afară de casă, uite-te și la mine că-i dă afară de casă. Ai, zici tu că-i dă afară de casă? Nu știu, nu știu, îți spun ce a spus ea, îți spun și eu ce am auzit. Acum, tare mie că cred că-i dă. Da, să știi și tu că are dreptate, că toată ziua nu fac nimic, doar stau acolo la ei. Păi, nu știu, nu știu acum ce-o fi. Pe ce s-o alege de ei, nu știu. Fiarele! Mi-a dat dracu! Bă, ce-ai? Ce-ai? Mamă! Bă, de la inimă, mi-a tăiat respirația. Domne, ce fac eu acum? Aoleu, bă, cine dracu sunt eu acum? Dă-te repede, sunt paramedic și eu pompier, de data aceea, dă-te repede. Ia unul de mâini că o iau eu de picioare, hai repede cu ea pe calata, dă-i cu ea. Vă rog eu din suflet, salvați-o, vă rog eu, Doamne, salvatorii mei, nici nu pot să mă uit. Intubează-o tu când acum o să-i fac resuscitarea. Săraca de ea, a luat-o acum, era în floarea vieții. Săraca. Dar câte ani avea? 97 de primăveri, în floarea vieții. Săraca de ea, bine că i-am găsit banii de la saltea. Minune, minune de la Dumnezeu! Ce bani ai găsit, mă, tu? Treaba noastră aici s-a încheiat. Poți să-mi zici de acum încolo Iisus Hristos. Dar ea s-a trezit că a auzit de bani, nu că apăsați voi pe ea. În loc să ne mulțumiți că i-am salvat viața la babă, ca să fii paramedic și pompier, trebuie să faci o școală, trebuie să faci o pregătire înainte. Nu, harpac, țacapac, apeși pe ea și gata și revine. A, da? Bine! Hai, Florine, să ne pregătim și o să vă arătăm noi vouă. Și o să fim pompieri și paramedici cu acte în regulă. Vedeți voi. Vedeți voi. O să avem acte doveditoare la mână. Vedeți voi, vedeți. O să aveți pe dracu.
mesagerie și dai de regina Angliei. Tu nu crăpasei? Asta de unde știe, mă? Tot internetul știe, ai apărut pe internet. Ești vedetă. Cum a apărut, mă, pe internet? Păi am postat viral videoclip. N-aveam cum să nu pun. Tu știi cum făceai? Ai văzut? Și nu crăpasem. Am avut o cădere de calciu. Am făcut gaură în pachet când a căzut. Dar noroc că au salvat-o Cătălin și Florina, că nu știu ce s-a legea de ea. Mă, dar chiar, ăia doi ce fac? S-au angajat până la urmă, că mă duc acum peste ei. Vor să se facă paramedici și pompieri. Unul plânge, altul vomită. Ce faceți, mă, terminaților, hă? Hă? Cine mai e fraier acum? Ia uite ce scrie aici. Pompieri, chiorilor. Doamne, iamă. Tu, că frumoși mai sunteți, să vă mănânce mamaia. Vă văd și eu cu loc de muncă. Să uite ce frumoși sunt. De unde ați furat, mă, hainele alea? Le-am câștigat pe merit. Ia uite ce bine îmi dă. Ia uite-mă. Doamne, că frumoși mai sunteți. Tu, că mă ia și cu călduri acum. Aură. Pac, ți-am salvat viața. Gata, am terminat. Îmi dai și mie banii? Aule, era să uit, na. Ia. Păi ăștia de ce-i dai bani și nouă nu? Că noi suntem pompieri. Păi asta a frecat toată ziua podelele pe aceea. Tu te-ai jucat la pompierița. Ne-am chinuit degeaba. Ia uite, Florina, alarma, hai repede. Ce face butonul ăsta? Cătălin nu e acasă, e plecat și m-a rugat pe mine să facă un clip pentru outro, dar nu prea știu ce să vă spun, așa că o să vă bag de la mine, că am uitat ce mi-a spus el. Apăsați pe butonul de like, subscribe, comentariu, share și toate cele. Episoade noi apar când am eu chef, că nu spuneți voi mie când să pun eu episoade. Și da, nu glumesc, să apară în fiecare miercuri la ora 6 seara și în fiecare vineri la ora 6 seara. Că mai întârzi o zi, că mai întârzi Cătălin o zi, două cu ele la editat, asta e partea a doua, nu-mi luați voi în seamă chestiile astea. Și mi-a mai spus ceva de Instagram, follow pe Instagram, să-i dați follow pe Instagram, nu știu exact ce m-a pus până asta, zip.cătălinionut și că-l găsiți acolo, și până vine el de unde e plecat, o să postez eu clipul ăsta. Da, vă pupă, Florina, Florența, la revedere!